De mult, într-un sătuc, se ridicase o biserică mare și frumoasă. Cel mai mult investise în acea biserică preotul de pe loc. Urma sfințirea locașului sfânt și preotul invitase pe mulți, chiar și din alte localități. Pregătirile erau întoi. Deasupra ușii bisericii s-a pus o placă de marmură. Pe ea scria numele celui care a ridicat-o. În acel sătuc locuia o creștină văduvă, foarte sărmană și săracă, dar care își dorea tare mult să meargă și ea la sfințirea bisericii, dar nu avea cu ce și era foarte tristă. Urmărea cum tot veneau oameni cu daruri și totuși se porni spre biserică. La poartă așteptau caii osteniți și flămânzi de atâta drum. Atunci Anastasia se gândi să rupă câteva brațe de iarbă să-i hrănească. Apoi a intrat și ea în biserică. În acel moment, scrisul de pe placa de marmură s-a schimbat. Acum scria că biserica a fost făcută de văduva Anastasia. Toți se întrebau, ce minune! Preotul locului a rugat să fie găsită acea văduvă Anastasia. Ajutoarele, plecați să o caute, au găsit lacătul la ușă. Iar cei din Mahala au zis că au văzut-o dimineața mergând la biserică. S-au întors înapoi și cu adevărat era îngenunchiată, smerită, rugându-se. Preotul a rugat-o să-i zică cu ce daruri a venit, că iată, Dumnezeu a schimbat scrisul. Sărmana spuse cu rușine că nu a adus nimic decât un braț de iarbă animalelor de la poarta bisericii. Iată, mătușa Anastasia, brațul acela de iarbă e mai scump decât toate vestiriile pe care le-am dat eu. Dumnezeu nu se uită la mulțimea darului pe care îl aduci, ci la voința cu care o faci. Aceasta este adevărata milostenie.